Când ajungi în poziții de leadership, poți să ai impresia că oamenii care sunt de acord cu tine sunt cei mai importanți aliați de ai tăi. Aprobarea poate fi un gest autentic de conexiune, dar poate fi și o tactică de supraviețuire. De cele mai multe ori, dacă ești de acord cu liderul, dacă faci ce face el, dacă faci ce zice el, ești safe. Tactica nu e despre lider, ci despre om și despre securitatea lui. Când ajungi în poziții de leadership, cei mai importanți aliați de ai tăi sunt oamenii care au curajul să fie sincer cu tine, chiar și cu riscul de a te face să te simți incomod. Sigur, există varianta ca omul respectiv să aibă ceva cu tine, dar de cele mai multe ori, sinceritatea ne expune. A fi deschis și onesc poate să reprezinte un risc pentru orice individ. Iar dacă omul își asumă aceste riscuri și este deschis și onesc cu tine, cel mai probabil vorbim de o persoană căruia îi pasă, poate de tine, poate de organizație poate de sensul vostru comun. Dar îi pasă atât de mult încât preferă să se expună el ca să te ajute pe tine sau să ajute organizația să crească. A avea oameni care ne țin o oglindă în față este de neprețuit. Aveți grijă de acești oameni. Ei sunt o sursă imensă de creștere potențială, atât la nivel personal, cât și profesional sau organizațional.